Salutare și bine m-am găsit la un nou episod de SimCity. Haideți să ne jucăm și în acest episod. Să vedem ce vom face în episodul de astăzi. În episodul trecut urma să se mai construiască ceva, deja avem ceva blocuri construite și asta trebuia din în episodul trecut să se construia. Așa că ce e ce? A, ies ăștia de la se duc la școală ăștia. Ia uite și aici apuradei mici. Ce e asta? Patrons 99. A, e bun și autobuzul ăsta. Dar acum merge foarte multă lume pe jos. Bine, tot mai sunt mașini, dar parcă nu chiar atât de multe. Sunfield, da, bună ziua. Așa, ok. Oh, aici cred că tot unul... Ah, nu, tot asta micuță așa ridică. Ah, uite aici și aici, ăștia sunt cam supărați. Sictir! Ce vrei să spui că nu mai ți ajunge asta? Ia uite deja și aici ce s-a făcut ăsta, s-a poluat zona asta de aici. Ah, îmi spunea cineva ceva... Da, au lăsat că trebuie să intru în asta. Nu prea pot să scap de poluarea asta, cum scap, de exemplu, în CityXL sau în City Skylines. E mult mai greu să scap de chestiile astea, de poluare. Deci, iau atât cum s-a făcut acum. Deci, asta din ce în ce mai rău se face, așa. Nici parcurile, măcar, cred că nu o să-i mai facă față cât de curând. Ia să vedem așa o chestie. Bine, el aici nu arată că s-ar fi poluat. Dar, în schimb, zona asta de aici, din cauza la prostiile astea, e teroare ce e aici. Cât e, mă, asta? 40? Hai să încercăm să mai eliminăm din poluarea asta cât de cât. Uite așa, să rămână decât în zona aia. Asta o să-i treacă de aici cât de curând, nu e problemă. Ce, bă, și aici mai construiește încă unul? O, uite, de zona asta de aici, eu aici nu mai ai ce să pui nimic. Așa, deci asta, hai că deja s-a mutat cineva. Să vedem dacă se mută și aici. Momentan nu prea mai avem nici fonduri necesare pentru a scoate, dar bine, ar fi o chestie să scoatem toate astea și să punem aia de tratament pentru apă. Ar fi o soluție mult mai bună, adică am putea după aia să facem mult mai multe chestii. Da, asta așteptăm să se construiască astea și poate o să-i dăm pe mai repede să facă asta mai repede. Așa. Și da, asta o să facem, o să scoatem și ăla de apă și celălalt. Bă, nu ți-a zice că avem momentan. Deci n-ar fi asta chiar o problemă. Ia ce s-a mai întâmplat aici. Ăștia aveam aici ceva probleme cu serviciu, că nu vrea lumea să vină să se angajeze. Ăștia gata, s-au și mutat aici. Da, ia hai să vedem cât ar costa. Deci era la primărie aici. Asta ne costa 15.000 cu 500. Hai să zicem că punem, uite, asta. Pac. Ca să avem departamentul de utilități în oraș. Și acum, uite, deci asta zice că putem să punem chestiile astea în oraș. Asta, de exemplu, care ne-ar costa 64.000. O groază de bani. Și după aia ai altă de apă care e. Mamă, și asta e 4.000 mâncați ieșuri. Doamne ferește. Da, deci nu avem momentan încă nici bani. Avem și dacă am face împrumut, s-ar putea după aia să meargă rău, că nu mai avem oricum din ce să scoatem bani. Și de asta de tratament, cât era una de asta? 100, parcă. Ia să văd eu, că nu mai știu exact. Da, deci 100. Și aici avem una... 2, 3, 4,
5-600 am luat pe toate astea de Switch. 6. Deci am mai luat încă 600. Asta deja e close. E distrus de tot. Da, e o problemă că la noi nu prea vine lumea, adică suntem ceva în oraș, dar e problemă cu și cu angajările. Toată lumea este foarte supărată. Deci, uite, ăștia toți de aici, dacă dai, toți sunt aici suportați din cauza jobului. Nu sunt prea supărați, săraci. Și dacă dau, aici, de, este. Zice eu că mai e nevoie de angajați. Deci două, asta două n-au angajați. Dar lumea pe stradă zice că n-are loc de muncă, nu sunt mulțumiți. Adică e culmea. De ce n-ar fi mulțumiți, ce nu le convine? Da, oricum trebuie să mai lăsăm să crească puțin banii, pentru că o să avem probleme. Ia uite, asta la 45 de minute. Mai trebuie și la ăla să-i punem ceva. Ăștia toți nu sunt fericiți, trebuie neapărat să le mai pun ceva. Că nu sunt mulțumiți de parcurile care le au. Nea, aici nu merge. Așa, uite că ăștia, hai că să zicem că s-au mai veseli nițel. Dar e problema cu ăștia de aici, care dacă îl spargă, la îmi distruge blocul. Așa că mai bine prefer să distrug, uite asta, așa. Deci, uite la ăștia ce supărați sunt. Aha, hai că mai mergem. Poate mai îmbunează nițel. Da, ăștia tot cu servicii. În schimb, ăștia vin în continuu în oraș. Asta era are probleme. Da, deci trebuie neapărat făcută chestia ca să nu mai avem probleme în oraș. Close network. Da, s-ar putea să se ducă de râpă din cauza asta a orașului. Eu nu înțeleg de ce zic că nu au locuri de muncă. Asta merge și ea bine acum. Close network. Unii bacă nu sunt destui angajați, ceilalți că n-au locuri de muncă. Deci nu-i bine nici cum. Și îți mai construiește vreun bloc de sa. A mai scăzut bugetul sau ce? Așa apare pe aici, parcă. Da, văd că nu apare nimica. Oameni bolnavi, așa să zic, că nu prea avem nevoie, probleme cu epidemia sau cu chestiile astea. Deci asta aici e pericol, ia uite. Astea toate sunt distruse aici și asta care era cu zona aia. Dacă dăm, stai unde era. Uite, aici e periculos, e bad zona asta. Arată deloc bine. Asta face cel mai mult noxe. Și asta, da, asta fac mai puțin. Șapte. Ok. Uite, aici e cineva bolnav. Hai că gata, la și la pe ăla. Și aici, bineînțeles, că e aproape de zona asta unde e. Sunt numai probleme. Hai să facem până la 74.000 măcar, 75.000 bani și după aia o să facem chestia de tratament, le oprim pe toate astea, sper să astupe capacitatea, o prostie dintre aia. Deci toată partea asta de aici trebuie să o păstrăm pentru apă și pentru chestii de astea. Oh, uite că și aici se... Oh, ulei, ăștia low land value. Ce aveți, mă, fraților? Da, și unde vrei să punem chestia asta? Aha. Ia, mă, vă convine acum? Gata, sunt mulțumiți acum, n-aveau săracii destul de parcuri.
Ia uite la așa, deja se construiește cu alte chestii. Cred că la construcția la aia se referă. Oh, ia uite aici. Dar degeaba se ridica asta aici când ăștia nu au... N-au angajați, vezi, domne. Arată ce mișto e asta, chiar e frumos. Asta o să scoată ceva bani serioși. Ia să vedem dacă se și mută cineva. Aha, gata, ia. Cât scoate asta? 597. Cam puțin, să zic așa. Da, arată chiar super tare asta. Deci clădirea asta chiar îmi place. Și aici astea se construiesc două la fel. Astea sunt, cred că, un fel de moluri. Dacă nu mă înșel. Așa. Hai să dăm pe aici. Că nu e așa probleme. Nu sunt probleme mari. Ia mă ce este. Sunt frumoase așa. Dar cred că acum nu știu dacă arată la fel. Aba nu sunt la fel. Deja că mai avem puțin și facem chestiile alea neapărat. O să ne ia 400 din start, dar o să scoatem banii, cred că, din astea după ce le oprim. Haide, mă, fă banii mai repede. A, uite, asta business is good. Deci mai trebuie la 1000 deja. E bine că mai scos să rămân ceva. Oricum, putem să mai avansăm, că avem clădirile astea care dacă punem tot parcul de alea, le scoatem pe astea și punem din celelalte, le avansăm și pe astea tot așa să fie tot la fel mari și vor să scoată banii destul de frumoși. A, uite că merge și asta bine acum. Și haide să punem ala. Deja am stat prea mult. Deci, ar fi 64.000 cu 400 ăla. Ei, dar ce naiba, mă? Nu merge pe partea 800, de ce? De la 1000 și de ceva, de ce a scăzut la 800? Culmea. Era la 1000. Aici nu văd să se mai construiască ceva. De ce ar fi scăzut atât de mult? Aoleu, uite că mai avem clădiri abandonate, Doamne. Ei, asta nu e prea bine. Când sunt clădirile astea, când sunt abandonate, înseamnă că ceva nu funcționează cum trebuie în oraș. Și nu știu de ce. Pentru că orașul arată destul de bine să... Nu poți să zici că n-arată. O merge acum să pun asta? Hai că văd că merge. Și asta cred că nici nu poluează. Adică n-am avea probleme cu ea. Așa, deci asta cât are 70. N-are destul de mult. Și asta din cât costă să pui în plus o de asta. Doamne, 200 și mai și 40. Ce trebuie așa spun pe mă? Stai întâi să vină ăștia aici, să-i dea drumul. Acum măcar să angajeze cineva aici. Ia uite că nu se angajează nimeni. Ia uite-te și tu, culme. 74. Close now. Nu, că trebuie să așteptăm neapărat să vină cineva aici. Că altfel nu facem bănuți. Și astea deja văd că sunt aproape. Ce? Da, exact. Nu. A, uite că acum încep să vină. Ok. Gata.
Acum, hai să le scoatem pe astea să vedem măcar dacă merge, le oprim. Eu de ce am închis, Doamne? Ok. Deci să zic că ne-am oprit acum. 15. Da. 15 din 70. Dar era chestia aia care putem să o punem. Deci asta e tren. Asta e la fel. Și ca să faci apă, era tot prostia asta care o puneai practic lângă. Cumva lângă asta. Cam așa ceva să zic. Mai bine ar fi trebuit să o punem pe aia în partea asta. Hai să vedem cât facem cu ăștia, nu? Hai să le ștergem pasă de aici. Așa și erau pline. Și le lăsăm pe alea două de sus ca precauție. Astea văd că n-au probleme de sus. Dar asta ce mai bine, mă, la noi, că noi nu avem nimic interesant în oraș ca să vină la noi. Și acum zice 100%. Păi, te draci. Da, deci deja iese, e pe minus, a zice. Hai să vedem dacă scade mai mult de atâta. Deci asta de aici e poluată. Ia uite ce e aici. De poluare. Problema e să nu se întindă poluarea asta foarte mult. Uite ce să face. Oh. Ce, mă, deja s-a umplut ăsta, abia l-am pus. Ați nebunit? S-ar putea să nu mai facă față o singură prostie de asta. Zic eu. Oh, stați că am dat din greșeală aici. Și aici se mai construiesc încă două. Și automat o să trebuiască cu siguranță să punem încă o prostie de asta. Mai mult ca sigur. Oricum n-au avut nici destulă suprafață, adică o suprafață foarte mare ca să te extinzi ceva mai mult cu orașul. Adică, până a fost mai restricționată, să zic. Și văd că momentan avem destui oameni în tot orașul ca să putem mai taxele așa, dacă dăm pe ăsta are și ceva bani, dar e problema de taxe că nu le convine ăstora. Deja dădusem pe minus prea mult. Hai, domne, că am rezolvat cu taxele, nu mă mai nebuni. Ah, uite că acum așa a mai revenit. Asta o și tratează, cred. Ia că sunt curios, hai să vedem cum evoluează. 51,4. 55. 59. Și ar trebui când mai tratează din ea să mai scadă, gen. O lăsăm așa pe, să vedem exact. Despre 61.
Hai să... așa. Trading. Ok. 46 de județi. Ei oricum tratează din ea ca să nu ajungă la full. Dar momentan cam așa o să lăsăm, o să facem mari schimbări. Că deja orașul e puțin cam razna și nu prea e bine. Dacă nu vrem să pierdem tot. 10,9. 6. Switch problem. Și aici am mai avea decât un singur bloc, care și ăsta cât de curând o să avanseze. Și după aia o să încercăm să punem cât de 3 și în partea asta aici, ca să mărim și la ăștia. Acum bugetul nostru se duce foarte mult pe parcuri. Pe parcuri și pe școală, cel mai mult. Asta e problema mare. Asta văd că își face treaba, momentan nu avem probleme cu curentul. Și dacă o să fie, mai punem încă un trun de asta. Și e bine că totuși a mai revenit puțin aici. Așa. Momentan nu mai putem să facem nimic. Oh, asta fii atent că e abandonat. Deci lumea nu prea e fericită. Că nu au locuri de muncă și nu înțeleg de ce zic că nu au. Așa, move to single. Ok. Problema e că ei au locuri de muncă, dar nu înțeleg de ce nu vor să mute. Ce e unde a luat foc? Las că să mai construiești asta încă o dată. Need more shop. Deci ăștia vor în continuare magazine. Hai să ne mai punem aici niște magazine. Uite și ăștia de aici supărați. Da, momentan nu prea mai crește populația, toată lumea stă cam în loc. La ăștia văd că crește așa, ar trebui cam de fiecare dată să mai schimbăm casele, să punem altele, că ăștia nu sunt mulțumiți. Dar ăștia din cauza la servici nu sunt mulțumiți și acum aici nu vine nimeni că zic că nu au destui oameni. Opa, asta trebuie să o facă neapărat. Văd că e la 88%. N-ar trebui să o trate... Așa, 93, bun. 22, uite, acum a crescut bine. La 22. Așa. Și la școală avem încă 90 care nu sunt înrolați. Deci ar trebui practic și la școală să mai facem, cred că, încă o școală generală. 800, deci deja și aici a fost plin. Sunt toți veniți, să zicem. Da, cine știe. Păi, cam aici o să terminăm acest episod. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu pentru mai multe episoade cu această serie. În următorul episod vom încerca să oprim toate astea de apă, să facem și chestia de apă, pentru tratare de apă, pentru că atunci, dacă o punem lângă apa murdară, o să fie tratată și o să fie făcută ca și apă potabilă. Adică să nu mai trebuiască să punem altele și altele. 82, deja aici ne-a scăzut foarte mult asta din cauza locurilor de muncă, dar vom vedea ce vom face. O să ne întoarcem și în Sandfield, să vedem dacă și-au mai revenit puțin cetățenii și vedem ce putem face și acolo. Mai adăugăm și acolo o stație de tren pentru a avea mai mulți de ăștia care să vină zi, mai mulți cetățeni. Aici văd că se mai deschid, dar ăștia n-au land-ul destul de bun. Iar până data viitoare, toate cele bune, ceau!